Hristos a înviat, din credincioși, și Doamne ajută, bine ne-am reîntâlnit la o nouă misiune drumuri spirituale. Vom continua astăzi să învățăm câte ceva din dialogurile Părintelui Arsenie Papacio cu Părintele Ioan Chiebălan, amintiri care în primă, dialogul care în primă fază o să vedeți, sunt pline de amintiri de nume mari, de oameni faini și plăcuți lui Hristos, care cumva ne arată nouă că, știți, că există o preocupare. Cineva a spus acum de curând, părinte, nu mai sunt duhovnici de altă dată. Lucru pe care cu siguranță l-au spus mulți în diferitele generații de dinainte. Unii poate se gândeau la Sfântul Nicolae sau la Sfinții Vasile cel Mare, la Grigorie Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur, sau la mulți alți Sfinți Părinți și văzând ce se întâmplă în lumea în care trăiau, poate că văzând puțin din lumea în care trăiau, gândeau că nu mai sunt duhovnicii, preoții, slujitorii de altă dată. Știm însă un lucru că biserica, este indestructibilă. După cum capul ei a spus, Hristos, nici porțile iadului nu vorbi lui pe dânsa. Și atunci el, capul Bisericii, are, are grijă ca ea, Biserica, să fie tot timpul în chipul văzut, omenesc, întemeiată pe oamenii de nădejde. Așa se întâmpla în vremea Mântuitorului, în vremea. Părintele Asenie Papacioc și în tinerețea lui și în bătrânețea lui au fost astfel de întrebări. Și astfel, și astăzi se nasc astfel de întrebări și dacă suntem curioși, cercetăm, vom și afla că există stâlpi de nădejde ai Bisericii lui Hristos. Însă, haideți să vedem cele pe care ni le-a Dumnezeu să le auzim și să învățăm din ele. Rămăsesem la discuția despre momentul tinereții și hirotoniei părintelui Arsenie. Și spunea că a fost hirotonit de înalt Sfințitul Sebastian de Daiași. A fost hirotonit de către acesta diacon la Calamfidești, lângă Rădăuții. Acolo fusese slujbă arhierească. El m-a făcut și pe mine diacon, răspunde cumva și pregătește o întrebare părintele Ioanichie Bălan la 15 aprilie 53 la Mănăstirea Neamț. Ținea mult la Mănăstirea Slatina, cea în care părintele Arsenie slujise. Ținea părinte. Eu eram egumen acolo, iar ți era părintele Cleopa. Erau mulți tineri acolo prin 1955-1953. Erau cam 120 de inși, părinte. Doamne, ce de Nu era mănăstire, ci era academie. Cu teologi mari ca părintele Dosoftei, înaltul Antonie, părintele Gherondie, părintele Milian, mare duhovnic. Nu oameni cu titluri din acelea academice. Nu aceia sunt oamenii lui Dumnezeu, numai decât. Pot fi și ei, da? Toți trăitorii în Hristos români rămân oameni. Toți trăitorii în Hristos rămân oamenii care își pun probleme mari părinților. Mă simt vinovat că nu l-am prea pomenit. Nu, chiar niciodată. De mai multe ori îl mai trec cu vederea. Ca pe o spovedanie, vă spun: Mă avea la mare Evlavie. Cum vi s-a părut mănăstirea Slatina din acei ani? Părinte dragă, am avut acolo atâta armonie și atâta dragoste. Întâlnesc acum preoți care pe vremea aceea erau frați. La marea evlavie mă au săraci. Se zmerea părintele. Da, neconsiderându-se vrednic, vezi, Doamne, de evlavia celor tineri de, că acum, care acum erau și la rândul lor preoți și duhovnici, Tinder din vremea stăreției sale de la Slatina. Părintele Petroniu se spune că avea un cor foarte frumos la mănăstirea Slatina. Părinte, răspunde părintele Arsenie, am îndrăznit să spun că Petroniu al nostru este cel mai mare cântăresc din România. Studiase și teologia, și matematicile. Muzica bisericească am învățat-o ca teolog. Iar acum, de când am fost în Sfântul monte, l-am auzit cântând ca altă dată. Erau niște părinți care cântau la strană. El stătea în urmă. de a crezut că este însuși părintele Petroniu. Pe mai multe voci așa de exact îl imitau. Este un mare și sincer trăitor în Hristos. Când am fost călugărit, nu eu mi-am ales nașul. În noaptea aceea, când eram în mantie, la antim, a plâns părinților toată noaptea. A luat lucrurile în serios. Am sculptat niște cruci, mai făcuse niște, niște sculpturi, căci mă gândeam să-mi facă altul crucea de călugărie. Au văzut crucile, crucile unul, altul și spuneau, ăsta e lucru nemaipomenit, lucru de artă. Și am făcut o cruce de călugărie exact ca a mea, Părintelui Petroniu. Doar că el, doar că la el în medalion Maica Domnului și Sfântul Ioan Evanghelistul stau în picioare lângă Crucea Mântuitorului. Eu atunci eram în serviciul Institutului Biblic și mă ocupam de sculptură și de grafică. Dar nu i-am dat crucea finisată, ci i-am dat-o cu tot cu lemnul din care am scos-o și atunci el săracul, biruit de gestul meu, a vrut să mă învețe cântările pe note. Eu însă, dacă nu eram născut pentru așa ceva, n-a reușit. Se zmerea Părintele Arsenie pentru că vă mărturisesc un lucru. Am avut marea bucurie și marea onoare să slujesc câteva liturghii cu, cu Părintele Arsenie și să știți că nu era deloc în, un afon sau un lipsit de ritm. Ținea foarte bine tonul și chiar dacă nu era, cum spune, un extraordinar cântăreț, te simțeai lângă un extraordinar cântăreț, pentru că starea cu care se ruga te înălța. De aceea nici nu poți să stai să te gândești bă, era sau nu un bun cântăresc, Părintele Arsenie. Oricum, slujba îți intra în minte și în suflet, era penetrantă. Gândesc că avea și ceva iscusință în cântare. Eu vă spun că atâta, bine, nici eu nu sunt un, un, unul care să pot să certific sau să fac judecăți de calitate în domeniul acesta. Însă, nu era o slujbă care se te scoată din starea de rugăciune cu momente de afonie, cu momente de aritmie. Nu. Nici de com, ci din contră. Era înălțătoare. Eu am venit la Sihăstria în luna iulie 1949 să-mi caut loc, zice părintele Ioanichie n-am prevăzut ce urma să se întâmple. Am zis, vin în toamnă. Iar când am venit la 4 noiembrie, chiar de ziua Sfântului Ioan Inchie, erați deja plecați la Sladina. Aici, la Sihăstria, am găsit pe părintele Ioil Gheorghiu. Am plâns mult după părintele Cleopa, căci cu el vorbisem. Mai băiete, vino, așa. Ia actele cu tare și vinul la mănăstire. Te primesc aici. Dar când am ajuns, erați deja plecați toți la Slatina. Numai o leacă a lipsit și nu m-am dus și eu la Slatina. Dar n-a vrut Dumnezeu. Că mi-a fost milă de părintele ei, care îmi zicea, băi cuță, rămâi aici, că n-are cine să scrie o hârtie la cancelarii. Părinte Ioan Michie, eu eram la Institutul Biblic în toamna anului 1949. Apoi m-am îmbolnăvit de ochi, am obținut un concediu medical și m-am dus la Slatina. Așa am scăpat, de fapt, de Institutul Biblic. Aș vrea să fie interpretat bine această zicere a părintelui Arsenie și nu cum nu trebuie. Am scăpat de institutul biblic. Mulți dintre noi, dobrogenii cel puțin, am avut bucuria să-i cunoaștem firea. Și știm că era un om iubitor de rugăciune și de... nu neapărat de izolare, dar porta grijă de sufletul său și de liniștea sa. Ori atmosfera de la Institutul Biblic era una de, de mare, nu neapărat tulburare, că nu era tulburare, era foarte multă forfotă. Făcea ceea ce îi plăcea, asta știu. Știu că îi plăcea foarte mult să deseneze, să sculpteze, să împodobească paginile cărților, să sculpteze, să realizeze machetele pentru potire, am avut marea bucurie în cei cinci ani de păstorire la țară să slujesc într-un potir de argint meșterit chiar de părintele Arsenie Papacioc. Însă de o frumusețe rară. Există fotografii cu, cu aceste potire, desene de atunci din vremea când sluja la Institutul Biblic, știm mulți dintre noi faptul că, după cum a și mărturisit crucea sa de călugărie, a fost descultată de candela din chilie. O vedem și acum când mergem la Techirghio și um, vizităm uh, chilia Sfinției sale, vedem o candelă deosebită din lemn scultată de mâna lui și cu foarte multă teologie, cu inele care simbolizează viața cu crucea biruitoare, crucea frântă care biruiește, care, mă rog, e o teologie deosebită pe care ne-a povestit-o la un moment dat Părintele. Era un mărturisitor deosebit în tot ceea ce făcea. Câți ani ați stat la Slatina, Părinte? Nu mai știu. Dar știu că de acolo m-au arestat m-au luat de la Utrenie la, la ora 9 noapte, când ieșeam din biserică chiar eu slujeam au venit atunci la statina 89 de ofițeri 3 camioane de ostași și două mașini mici iar eu le-am spus așa s-a cutremurat muntele și a ieșit vreun șoarec? Puteați să-mi dați un telefon și veneam singur. Ce vă trebuia teatrul ăsta? 89 de ofițeri, 3 camioane de ostași și două mașini mici ca să ia un om mic de statură, mare la spate. Și unde v-au dus? la securitatea de la Suceava, unde am fost și cercetat. Mă acuzau că am scris multe lucruri, că nu știu ce, Dumnezeu le zic, căci aveau cărțile și caietele mele. Uitați ce vă spun, eu nu recunosc nimic. Dacă mă acuzați de ceva, căci am simțit ceea ce se vorbea, ceea ce vorbea? căci am simțit despre ce e vorba. Dacă nu-i semnătura mea acolo. Căci puteți foarte bine să mă acuzați băgând în scrierile mele o serie întreagă de lucruri de ale voastre numai ca să mă puteți condamna. Nu recunosc nimic fără semnătura mea. Și a început acțiunea asta de la Mănăstirea Slatina. La ora, la ora nouă noapte. Dar ne-a bucat ziua și n-a mers. Au luat cu sacul cărțile mele și am plecat la Suceava. Și acolo am început să semnez ce era al meu. Notițe, cărți, caiețele, ca să-mi bage acolo ceva străin, ca să nu-mi bage ceva străin. Mi s-a părut că sunt cinstiți, ei erau foarte convinși că eu am făcut propagandă. Nici vorbă, părinților. Eu am fost legionar în tinerețe, dar sunt călugăr. Părinților, dincolo de orice fel de măsură, dincolo de orice. Și aveam alt ideal decât de a ne hărăzi Dumnezeu fericirea să murim pentru scânteia de adevăr ce știm că o avem în noi, pentru a cărui apărare vom intra în încleștare cu stăpânitoarele puteri al întunericului pe viață și pe moarte. Asta e deviza mea. Nu vedea în oamenii din fața sa niște vrăjmași. Țintea exact care era vrăjmașul unic, diavolul. Oamenii a avea răbdare și milă cu ei. În sfârșit m-au legat la ochi și m-au băgat într-o cameră înaltă de vreo 5 metri, atât de mare, încât nu aveai loc să te miști. Și mai era și un scaun acolo în care, care încurca și eu la spațiu. Eram doar în rasă îmbrăcat. M-am culcat pe cimentul ăla jos, că pe scaun nu puteam dormi și noaptea aud o ușoară bătaie în perete. Cine e? Era părintele Marcu, luat și el. Când am auzit, era într-o chilie de un metru pătrat, ca și mine. Părinților, nu vă dați seama. Vorbesc psihologic ce înseamnă în suferință să vezi pe cineva care e de al tău. Că spune acolo Sfântul Macarie cel Mare cu căpățâna cea de mort. Dacă vă amintiți. Unde ești, popo? În iad? Și ce bucurie aveți acolo? Aveți bucurie când te rogi tu pentru Egipt? Auzi? Roscomedia Te rogi pentru tot neamul, pentru tot orașul și comuna ta, pentru toată lumea pământească? Și ce bucurii aveți atunci? Ne vedem fețele unul la altul. Asta e singura bucurie pe care o avem. Părinților nu trebuie să neglijăm nimic din ceea ce a spus Hristos trebuie să trecem adevărat la trăire. Ei, și când am auzit pe Părintele Marcul că este alături de mine, m-am bucurat foarte mult. Eu îl știu, este un mare trăitor în Hristos. Îi se zicea fachirul. Domnule, dacă îi smulgea unghia, nu scotea o vorbă. Zicea, i-am făcut praf pe toți curștii. Ne-au legat la ochi dimineața și ne-au dus părinților până la București, legați la ochi, tocmai de la Socea. Începusem să văd prin legătură. Vă dați seama? Răbdam, liniștiți. Și eu, și părintele. La București v-au condamnat imediat. A durat 90 de zile ancheta. A fost cea mai scârboasă perioadă. Te băteau și te omorau numai să zici ca ei. Nu zic, domnule, nu zic. taie capul și nu zic. Nu sunt vinovat de chestia asta. Nu știu de cutare. Nu știu de cutare. Bineînțeles că apăram anumite lucruri și, în sfârșit, până la urmă, au găsit motivul cu rugul aprins de la antim. timp. Că eu am fost la un timp unde se făceau sâmbătă seara întâlniri cu oameni de înaltă trăire, ca doctorul și marele poet Vasile Voiculescu și alții. L-am spovedit în închisoare. Ne-am întâlnit și am stat împreună. Părintele Stăniloae, părintele Benedict Ghiuș, o serie întreagă de inși. Dar să vă spun o scenă. Anchetatorul meu mă întreabă, ce-mi spui de rugul aprins? Găsi să ei că noi făceam acolo propagandă și că ne organizam împotriva lor. Și au găsit hiba, rugul aprins. Ori noi făceam întâlniri duhovnicești. Duminică seara la Antim, pentru că în București exista un oarecare ins care trecuse de la ortodoxie la catolicism și făceau propagandă nemaipomenită și vorbea numai în franțuzește. Vă dați seama, intelectuală a Bucureștiului se ducea la el, iar el era catolic. Era împuternicit de papă ca șef al sud-estului și estului Europei și s-a născut Antimul cu o serie întreagă de ași. Ne mai pomeniți. Astfel că începuse să vină studenții mei la noi și contractam mișcarea, contracaram mișcarea catolică. Se aduna acolo toată intele intelectualitatea aceea duhovnicească. Oamenii aceia care au luat parte la o călugărie ortodoxă adevărată. Iar ei mă numeau pe mine omul lui Dumnezeu, dar eu îmi vedeam de treaba mea. Să vă spun o întâmplare cu fratele meu, săracul. Era și el pe acolo, neînsemnat între atâta lume și mă, între mă întreabă: Părinte, am voie să vorbesc cu Sfinția ta? Iar eu îi spun: Da, ai voie, dar așa mai puțin. Eu îl crescusem că era mai tânăr ca mine, cu patru ani. Acolo, în timp, se discuta foarte mult despre rugăciunea inimii tocmai apăruse zbornicul. Era acolo și un protoereu rus, Ioan cu Culghin. Noi îi spuneam Ioan Străinul. Era foarte, erau foarte influențați de el, căci era un mare trăitor. Și mai era acolo un părinte preodemir, Gheorghe Roșca, de asemenea mare trăitor. Și când am văzut crucea de călugărie pe care, când a văzut crucea de călugărie pe care o făcusem eu, a spus că îmi dă un zbornic numai să-i fac și lui o cruce. Iar eu am zis, nu iau niciun zbornic, nu fac nicio cruce, <laughs> pentru că nu sunt de acord cu discuțiile ce se fac aici. Prea multă vorbă despre rugăciunea inimii. Zi, frate, și taci! Asta e tot pentru ce trebuie să aștepți indicații. N-ai simțit nici până acum că tu ești omul lui Hristos? Și nu eram de acord cu ei, dar eram copil și eu eram tinere. Sunt aproape 50 de ani de atunci și a venit un tânăr la mine, a bătut la ușă și la chilia mea. Eram călugărit deja și a zis smerit, să rămână părinte. Vreau să-mi dați și mie zbornicul. Iar cartea nu exista decât în două, trei exemplare în tot Bucureștiul. A apărut acum, dar atunci nu era de găsit. Iar eu îi zic, da, vă dau cu plăcere. Și am dat o pereche de mătănii și am dat-o. Îi zic, poftiți, taci și zi. Aceasta este zbornicul. Vedem, iubiți credincioși, că nu degeaba era numit omul lui Dumnezeu. Personal, în primul rând, își asumase ca și oricare dintre noi, cum ar trebui să facem oricare dintre noi de altfel, să ne asumăm starea de om al lui Dumnezeu. Să știm că suntem oameni ai lui Dumnezeu și să ne comportăm ca atare. Adică să vorbim cu El. Să vorbim cu El neîncetat. Zbornicul adună în într-adevăr multe învățături despre rugăciunea inimii ale multor cuvioși și sfinți părinți trăitori. Și se poate să fie numai decât de folos, de mare folos pentru mulți dintre noi, însă fără praxis, Rămâi cu teoria. Cât ar fi a de dulce? Asta este pericolul doar de a citi. Trebuie să învățăm ca ceea ce citim să punem în practică. Citim, punem în practică. Citim, punem în practică. Și atunci reușim nu doar să acumulăm pe scoarța cerebrală informații, trăiri, simțiri. Trebuie să ne folosim Practic, rugându-ne, harul Lui Dumnezeu vine. Nu doar știind cum să, cum vine. Mai avea părintele Arsenii Papa de altfel, o vorbă. Nu doar a zice, ce a face, ce a merge înseamnă a ajunge. Adică, nu doar să-ți propui, nu? Îți propui să te duci până la București. Și gândești. Cum să faci, așa. O să fac așa, o să fac așa, o să dreg asta, o să dorm acolo, o să mănânc colo, o să mă deplasez de colo, colo și colo. Și le gândești pe toate. Dar n-ai ajuns la București. Când ajungi la București, când începi să mergi spre București, când te pui în mișcare, ci deci, deci nu doar a zice, sau parafrazăm cumva, nu doar a zice și a citi, ce a face. Iată de ce. De ce era considerat omul lui Dumnezeu? Pentru că era un om al rugăciunii. Mi-aduc aminte de o, de o situație. Era la spovedit și intră la un moment dat un părinte drag, de altfel, nu numai mie, dar și părintelui Arsenie. Avea și el o bucurie, doar ce primise în dar de la cineva un epitrahil. Și pot să vă rog ceva? Îi spune părintele Asenie. Da. Am primit un epitrahil. Să-ți fie de folos, părinte. Bucuros, părintele, pentru respectivul. Nu mi-l sfinții și mie. <laughs> și la bufnire sub pe părintele. Dar sfinția ta da, nu ești preot. Nu poți să-ți să sfințești și tu, Epitrahilu? Da, dar bine, cumva, eu îl înțeleg pe respectivul părinte că ar fi vrut să fie sfințit de halul pentru rugăciunea părintelui Arsenie. Avea Evlavie la părintele Arsenie. Dar părintele, de fapt, ce-a făcut în momentul ăla? L-a făcut să înțeleagă că e la fel de preot ca și Arsenie că Harul Lui Dumnezeu se pogoară în egală măsură pentru că rostesc amândoi aceeași rugăciune către același Dumnezeu și, pe de altă parte, s-a smerit pe sine. Înțelegem? Ăsta era Arsenie Papacioc, omul Lui Dumnezeu. Și o să mai vedem multe alte lucruri despre Sfinția sa, care ne dășduiesc să ne fie mai decât de folos. Doamne, ajută iubiți din cioși.